Tema distanței în lirica universală. Prima distanță pe care sufletul a cunoscut-o a fost atunci când Pilat s-a spălat pe mâini. Distanța este aer, pâine și pasăre. De aceea, bine ar fi să lămurim lucrurile de la bun început. A fi măsurat înseamnă a fi neam cu veșnicia. Să lăsăm rudelor noastre gardul și vedenia. Cum spuneam, prima distanță a lumii a fost spălarea pe mâini a lui Pilat. Dacă nu s-ar fi întâmplat așa, Iisus ar fi rămas și astăzi necunoscut. Ce este distanța? Putem spune mărul mușcat. De aici și setea. În lirica universală care dă în fereastra limbii române, prima distanță a fost cea pe care Mihai Eminescu a numit-o în La Steaua. La Steaua care a răsărit e o cale atât de lungă că mii de ani i-au trebuit luminii să o ajungă. Omul este rotitor. Vom vedea în oglinda zilei că distanța din poeziei lui Eminescu, haina frumoasă, bine croită, are totuși doar înțelesul primar. Epoca modernă, civilizația, avea să descopere mai târziu puterea exemplară a măsuratului, a distanței, precisă, atât de precisă. Era clar că din punctul A și până în punctul B găseam loc paralelei. Nu același lucru însă în distanța lepădării de sine. Spălarea pe mâine a lui Pilat este de fapt clopotul lumii creștine. Iată că Dumnezeu avea să ne îmbrace frumos, într-o uniformă simplă, atât de simplă, încât la reverul fiecăruia dintre noi a pus câte un psalm. Se dă startul unei curse pe viață și pe moarte. Încep să înflorească în conștiință atitudinea și demnitatea. Azi așa, mâine așa, distanța s-a răspândit și a creat, la rândul ei, distanțe. De pildă, am putea spune că dintre toate distanțele lui Dumnezeu, cea mai frumoasă este femeia. Distanța te aduce acasă. Nimic mai înalt decât gândul lui Dumnezeu de a ne înfățișa pe Maica Domnului. Când umbra târziului îi scodește prin oameni, nici o piatră nu mai rămâne neclintită. Păcatul. Păcatul este o altă distanță la care se închină neputința. Această alergare de semne poate aduce dovezi. Fără să ne dăm seama, am mai potrivit încă o distanță. Dovada. Dovada este și ea, până la urmă, urma lăsată de spălarea pe mâini a lui Pilat. Dacă ar fi să putem măsura târziului o dimensiune, am trăit în lumi paralele. E ca și când lumina din dumneata se tot dă cu capul de tavan. Te vede cum îți întinzi spaima care te îmbracă. Ce este distanța? Însoțitorul de soartă al omului rotitor. Florian Silișteanu, Auburn, California, 1 noiembrie 2015.